Agricola Internațională a fost beneficiară. Care i-ați făcut de-a lungul timpului? Au fost cinstiți? Aveți ceva să vă reproșați? 100%. Bun. Aș dori să îl întrebați dumneavoastră, dacă nu vă supărați, dacă își aduce aminte ceva de Vila Tatiana după anii, după Revoluție, după anii 90. Sigur, da, și eu știu ceva de Vila Tatiana, dar nu ce credeți dumneavoastră. Îl întreb, bine? Da, mulțumesc. Să rămână. O seară plăcută. Știți ceva? Cum să nu? Acum s-a după publicitate. Acum? Acum. Deci, după Revoluție, o doamnă doctor Cazan, dacă nu greșesc, a început un joc dintre ajutorarii cu niște formulare. Deci foarte important cum a întrebat, e o chestie de clarificare, că așa e frumos. Și doamna doctor Cazan a început pe niște formulare, doamna știe regulamentul, fiecare își aducea câțiva oameni în sistem. Da, așa aducea fiecare în sistem. Și primul pe listă câștiga, ceilalți plăteau la primul. Era un sistem, era un sistem piramidal. Piramidă, da, așa. M-au trebuit cu doamna Cazan, când am văzut că pe prima poziție era chiar tatăl dumnea ei, deja m-am auzit la dumnea și am zis, bă, e o problemă. Deci nu e corect să faci ceea ce este, da? Și dumnea ei mi-a propus, dar nu vreți să preluați dumneavoastră jocul? Deci ei aveau sistemul, mergeau din casă în casă. Deci era... Și am spus, ia să-mi fac eu totuși dacă este și-a început jocul, sistemul. Că era legal, tot era pe asta. Mi-am făcut o societate, am făcut sediu declarat, cu calculator, cu taxă de coordonare și fiecare și-a achitat direct, am schimbat toate soluțiile, nu s-a mai achitat direct prin mânuță, cu cod prin oficiu poștal, fiecare și-a achitat corect, dar pe formulare... Dar era legal atunci, ca să spunem foarte clar. Fără problem, deci era autorizat de tribunal. Și cum e și loteria, e legal, deci da, nu există... Da, da, da. Și într-un joc niciodată nu poate să câștige toată lumea. Așa. Deci contează corectitudinea, deci dacă procedezi. Oră, e ala dacă se rupea undeva cadou. Ei, deci când am văzut cam cum se duce, deci eu am preluat acest sistem, după ce... Era format. Funcționa. Când am văzut pe unde se duce, am rupt tot sistemul, l-am închis, am depus actul frumos la garda financiară, s-a închis jocul, s-a terminat socoteala. Asta era, așa se chema Vila Tatiana. Vila Tatiana era sediu. Acolo era perioadă, sediu, da? O perioadă, după ce am venit aici în centru, pe... Nu mai știu cât e strada aia de acolo. Aha. Deci asta era și... Deci după ce a început doamna doctor Cazan, am preluat, am făcut firmă, fiecare cu taxă, plus pe formular, la articolul 5, mi-am duc aminte perfect, când scria că în cazul în care nu mai sunt înscrie sau ceva, fiecare își asumă responsabilitatea că jocul se întrerupe. Și s-a terminat. Cu miciare, ăsta țigănesc. Fiecare s-a ajutat. Bună seara, invitatul dumneavoastră. Bună seara. Nu dădeam telefon, dar domnul m-a scărmarat așa, cum m-a gândit puțin. Vreau să explice că o doamnă a pus o întrebare foarte corectă. Cu jocul ăla pe care era piramidal. Piramidal. Domnul să explice corect cum era jocul ăsta. Trebuia un cetățean care câștiga acolo să aducă încă 10 oameni. Punea fiecare bani. Iar domn, dacă a spus că a fost șef acolo, a câștigat bani grei. Ați câștigat bani grei, domnul Budeanu? Deci acolo nu e corect. Nu, auziți, vă rog, domnule, vă rog să fie, domnul, să fie corect și cinstit. Să explice cum a fost jocul ăla. Nu să dea vina pe domnul director. Păi haideți să vă zic exact tot regulamentul, că mi-aduc aminte perfect. Așa, lasă, domnule, auziți, cunosc foarte clar jocul ăsta dumneavoastră. Dumneavoastră ați câștigat bani grei și de asta ați băgat bani în afaceri. Nu, dar se explice foarte corect, domnul. Sigur. Explică, uite, sigur. Acum explică, uite. A mănunțit. Acum, a mănunțit. Câștigul, aoleu, doamne, Dumnezeule. Da, am o întrebare la dumneavoastră. Da. Ați jucat la piramidalul ăsta? A venit doi prieteni să joc. Bun. Trebuia să fac o cerere. Bă, bun, gata, am înțeles. Dar la ca... Trebuia să aduc încă eu 10 oameni și dacă nu aducem, nu bun, câștigam. Bun, stați un pic, domnul. La Caritas ați jucat? N-am jucat. Trebuia să joc la Caritas. Credit doar la cu Caritas, nu, n-am depus bani. Credit doar cu buletinul ați luat? Nu, nimic. Bun, înseamnă că sunteți cu capul pe umeri. Am vrut să plec la Cluj și la Focșani. Și am zis, stau cu minte în banca mea și am dat un exemplu. Felicitări. La mulți ani. Doamne, de unde să dai bani? Adică ai 1200 lei. Și eu dau 10 sau cât dau acolo. Bună, regulă, gata, păi, am înțeles. De unde să-mi dea 1100 lei dacă eu... Da, am înțeles ideea, bun. Și a stat în bancă. Fiți atenți, bun, oameni buni. Domnul Budeanu are 30 de secunde să-i explice repede cu jocul ăsta, să ne ocupăm de altceva. Da, vă mulțumesc frumos. Numai bine. Hai să ne ocupăm de altceva.
Deci nu trebuie să explic. Păi ia, explicați atunci. Da? Deci jocul a fost început de doamna doctor Cazan. Deci cine știe în sistem, știe. Deci ea a făcut regulamentul, dar vă spun din nou cum se făcea după ce am preluat eu. Oamenii veneau la sediu și se înscriau. Deci ei de bună voie. Deci oamenii veneau la sediu și se înscriau de bună voie. Și își luau un tichet de ordine. Deci a venit și a înscris. El era trecut pe formular, pe ultima poziție, care ne achita nouă ca societate, deci nu bani cash, în contul societății, printr-un mandat poștat prin ordin de plată, în cont 200 de lei la vremea aia, parcă mai era, sau 100 de lei, era o taxă de coordonare. Deci noi aveam o taxă de coordonare cu angajații care erau, cu calculator, și fiecare, când venea să înscrie, era trecut pe ultima poziție și achita la primul. Și tot timpul mergea sistemul până nu mai fost înscris. Deci când am văzut că se duce sistemul atât de piramidal, am spus că nu e o chestie curată și l-am închis. Bun. Dar nu trebuie să aducă nimeni pe cineva să joace, fiecare venea de bună voie, citea regulamentul, formularul, știa că dacă cumva nu se mai înscriu el, asta este, dar lumea toată nu mai vedea numai partea de câștig în fața ochilor și nu vedea niciodată partea de risc. Am înțeles și asta. Bun. Bună seara, domnul Budeanu, vă rog frumos să spuneți, care este poziția noastră? A fost din 90 sau din 91, 92. Așa, ați avut aceeași întrebare. Sistemul ăla de aceeași întrebare. N-ați fost prezent la emisiune până acum? Cum? N-ați fost prezent la emisiune până acum? Ba da, ba da. Păi a fost a treia oară întrebarea. Iar vorbim de sistemul ăla piramidal? Da, cam așa ceva. Da, voi am explicat-o odată. Asta e... A doua, a treia oară. Nu mai zicem, că n-are rost. Am vorbit de două ori pe chestia asta. Bun, Teofil, deci a fost ceva, s-a oprit, acte în regulă la stat, ceva de genul ăsta, iar el s-a oprit la inițiativa domnului Budeanu chiar. Știi, toată lumea treaba. Știe toată lumea și, mă rog, așa spune domnia sa,